Ivana Ruciu, la un pas să-și pună sănătatea în pericol, a fost nevoită să sesizeze autoritățile de urgență. Acum vedeta este revoltată și a făcut totul public. Mi se pare revoltător. Eu înțeleg dorința de a câștiga cât mai mulți bani, dar nu cu orice preț, adică nu cu prețul sănătății consumatorilor. Am fost la cumpărături și întâmplător într-un hipermarket, dintr-un mare lanț de hipermarketuri din România, la raionul de patiserie. Am văzut, mă dusesem cu fetița mea să cumpăr ceva de acolo și am văzut o zonă deasupra capului meu, așa, plină de gâze. Nu știu ce fel de gâze erau, că erau cumva după geam, însă pur și simplu în interiorul produsului respectiv de patiserie mișunau gâzele respective. Cu siguranță e periculos și pentru noi, dar imaginați-vă să mănânce copiii din toate lucrurile alea. Puteau eventual să înlăture gâzele, habar n-am ce gâze erau, și să fie comercializat în continuare. Am mai multe filmulețe, am sunat la Oficiul pentru Protecția Consumatorului. Ce le trimis și dovadă? Ne-au spus că se fac sesizările doar pe site, că inițial am sunat chiar acum câteva momente, și să trimit filmulețul, proba respectivă, și că exista posibilitatea și aseară în hipermarketul respectiv să fac o sesizare. Cei de la pază au venit văzându-mă că am filmat. Cei de la casă m-au recunoscut cine sunt, le-am arătat și lor filmarea. Cei de la pază m-au întrebat: ce filmați? N-aveți voie să filmați în hipermarket? Și le-am răspuns așa: păi ce să filmez? Gâzele din produsele voastre de patiserie. Și am fost întrebată: ce gâze? I-am arătat omului filmarea și a dispărut în secunda 2. Voi trimite filmulețul complet, pentru că în filmulețul complet apare pur și simplu și o panoramare a zonei, ca să se vadă că e acolo și că nu e nimic trucat și că ăla e hipermarketul.